Coșmar într-un spital din Băilești. Zeci de minute, bolnavii au fost în pericol din cauza unui bărbat care a lovit cu pumnii și picioarele tot ce a întâlnit în cale. Mai mult, individul a amenințat cu moartea doi polițiști, a strigat și a înjurat ca la ușa cortului. Totul a pornit de la alcool. Polițiștii au prins un individ care conducea beat și l-au dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge. Bărbatul prins cu mâța în sac și-a sunat fiul și l-a rugat să-i vină în ajutor. În scurt timp, moștenitorul a dat buzna pe ușile spitalului și a început să facă scandal. Bărbatul nu a ținut cont de medici sau de pacienții speriați. A început să profereze injurii și amenințări la adresa polițiștilor, lovind totodată tot ce întâlnea în cale. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, precum și pentru ultraj. Bătăușul se află acum în arest la domiciliu pentru 30 de zile.